Gata. Gigela doarme la ora 20 la 20 și 13 secunde. Și la ora 20 și 34 de minute. Da. Și 15 secunde. Hai. Nu, probabil nu. 15 secunde. Dar nu știu cu secunde. Ba, da. Ne descurcăm. Și adorm la ora asta. Da. Și se trezește, adorme. La 12:40. Se trezește la ora 21:50. La ora 5. Wow. La 5 și 3 secunde. Ora 5. 0 secunde, 0 minute. 4 minute. Și 13 secunde. Facem cu linie cum face Ricky. M-am liniuit. 13 secunde. Facem, aflați cât a dormit? Cât a dormit? Facem 20 de liniuțe. A dormit 15 ore. Hai, gata. Hai, vreau acum să fiți să dacă v-ați prins. 15 ore. Vreau să mă arăt pe ore. Să rămâi, gata, știu. Vreau cu sarea la tablă. Ia să vedem. Eu? Da. Ok, super. Da, chiar, 15 ore. Deci, da. Era doar la ora 20, 34 minute și 15 secunde. Adică 8. Adică 8. 9 ore. Facem 9 ore și 24 de ore. Una întreagă. 24 de ore. 24 de ore. 9 ore. 0. Așa am făcut și eu. 0. Sec. Da. Așa. Plus. Plus până de... Plus ora finală, da? Plus 5 ore. Asta e foarte... Stefania, fii atent ce șmecheria are el aici. Vedeți deci, ce a la 24, 0 minute, 0 secunde, adaugă după ce adunăm, ne dă 29 minus 20 și vedeți că a făcut bine 9 ore. De așa vroiam să fac. Da. Așa. De ce nu ne 13. Așa. Sec, că sunt mai conștiincios. Ah, 4 minute. Dar de unde știe câte minute și se 29? Păi unde? Ore. Păi dacă la 0 minute, la ora 12 sau la ora 24, a adăugat ora finală asta, da? Ok, da. Da, dar nu se scade și 20? Acum? Acum, nu, deocamdată el a translat ora de trezire, ora 24, i-a pus 5 ore 4 minute și 12 secunde și află ora de trezire. Da. Da? Da. Asta este. Și acum scazi din asta. Ia să scazi pe. Tu pe 20. E. 20 ore. Ore, da. 34 de minute. Ne dă 30. 34. Tu ai momentul cel mai tare. Da, aici îmi place. 15 secunde. 15. Asta e. E un moment bun, da? Aici devine 8 ore. De ce? Aici 64 minute. A luat o oră. A luat o oră, șmecherul. Și l-a adăugat la 4 ore, câte minute are? 60, da? Da. 60 și cu 4, 64. Și fostul 4 minute a făcut-o 64. Și cred că influențează și secundele, cumva, dar nu știu cum. Nu, deocamdată n-ai influențat decât păi ora ai pus... Cum poți face 13 secunde minus 15 secunde? Nu poți. Păi nu pot. Și atunci păi iei un minut de aici. Așa, mă gândeam. Care are 60 de secunde, deci 73 de... Și pui 60... Și acolo e 63. 63 acum. Așa, corect. Și acum... 73. Poți să te iei eu acum? Da. Să ducem pe la capăt, dă-mi seama. Aici este... Mă dă să facem. Să vizită pe da. Da. Ok, deci. 5. 3 minus 5 nu se poate, nu putem, 10 minus 5, 5 cu 3,
la 7, la 8. Da, iată încă șmecherii care o face. El, ca să scadă pe 5 din 13, face o chestie foarte tare. Noi îl comutăm de la 1 și zicem că e 10 minus 5. Din 10 aceea scoate pe 5, rămâne 5 și cu 3, 8. Da, așa facem la școală. Foarte tare, foarte bună chestia asta. 6 minus 1 ne dă 5. 58. 58 de secunde. Da. 3 minus 4 nu se poate, noi împrumutăm. 10 minus 4, 6 cu 3, 9 minute. Cum? N-am înțeles. Nici deci, eu. Ne împrumutăm de la 10 și vine 10 minus 4, 4, 6 minute. Cu 3 minute de aici ne dă 9 minute. Bun, bun. Și a rămas aici 5, da? 5, da. La ora 21 H 47 de minute. Și 49 de secunde. Și mini secunde. Adorme. Da? Aha, da. Și el adorme. Doarme și se scoală la ora 7. 7. Și 50 de minute. 49 de minute. Și 50 de secunde. Și 53 secunde. Și 53 de secunde. O fac aici. Și eu. Acasă te-ai dat, da? Cât a dormit? Vântează Ștefania. Nimeni l-a dat? Ok, tu. Dar nici eu. Și să vedem problema în cealaltă. Și tu. Ți l-am luat. Hai să fim atenți, gata. La ora 21, 47 de minute și 49 de secunde adorme. Și se trezește la ora 7, 49 de minute, 53 de secunde. Cât a dormit Gigel? Ok. Nu. Da? Cât a dormit Gigel. Mai avem o problemă aici, Ștefania. Și după avem și noi patru probleme. Hai să le vedem pe exercițiu. La Vic, care 12 ore ceasul o ia înainte cu un minut. În ce zi va arăta ceasul cu 10 minute mai mult decât trebuie? Dacă a fost potrivit luni la ora 12. Hai să vedem încă o dată. La fiecare 12 ore ceasul o ia înainte cu un minut. Deci când face o rotație completă, da? Adică a făcut 12 ore, el o ia un minut. Da. În ce zi va arăta ceasul cu 10 minute mai mult decât trebuie? Dacă a fost potrivit luni la ora 12. Deci luni la ora 12 a fost fixat. Da. Fixat. Și întrebarea este, în ce zi va arăta ceasul cu 10 minute mai mult decât trebuie? Atenție, hai că aici vă invit să gândim bine problema. Deci, când se rotește odată la 12 ore, mănâncă un minut. Iar încă o dată 12 ore, încă un minut. Un minut. Înseamnă încă un minut, da? Un minut. Înseamnă că până marți la ora 12, deci el la ora 12 astăzi, nu la 24, nu noaptea, ziua.
Deci la ora 12 luni, când ați ieșit voi la școală, s-a fixat ceasul corect. El, până marți la ora 12, când ieșiți încă o dată, câte minute va arăta în plus? Am terminat pentru mine? Da, o secundă. Lice, te rog frumos, urmărește-mă. Când, luni la ora 12, când ieșiți voi de la școală, da. Se pot, ai un ceas tu, orabl de ceas. Orabl. De ce orabl? Pentru că merge prost. Da, și le-ai fixat ora. Băi, să fixezi așa. Știi tu foarte bine că la fiecare 12 ore, când face 12 ore, el o ia un minut în față. Da. Întrebarea este, până marți la ora 12, marți la ora 12, adică a doua zi... 2 minute. De ce două? Ți-a spus? Păi o ia cu un minut înainte, în fiecare zi. Nu? Așa ați zis? Da. La 12 ore, n-am zis fiecare zi. A, la 12 ore? Păi atunci 4 minute, da, 4... De ce 4? Păi nu, este o zi întreagă. Are 24 minute, de ore. Că nu se o zi fie... întreagă, adică până a doua zi la ora 12 din nou când ieșiți la școală, s-au parcurs 24 de minute. Două minute. 24 de ore. Da. Adică de două ori s-a făcut rotirea. Două minute, deoarece nu și ziua de marți. Nu și ziua de marți. Nu numai până la 12. Da, adică la 3. Două. Două. Alo. Păi nu este, că sunt eu la treabă. Da, până la 10 jumate. 22:30, da. La revedere, o salut. Prof, deci să vă explic. Domnul face o rotație și ajunge la 12 când ieșim noi de la școală și se dă cu un minut în față, odată. Apoi se face miezul nopții, când începe următoarea zi, și se mai dă cu un minut. Apoi mergem noi la școală pe la 8 și ceva și când ieșim la 12 se mai dă o dată, deci de 3 ori, cu 3 minute. Cum să fie cu 3 minute? 2 minute. Două, deoarece da, deci de o zi are 12 luni. Atenție, Ricci. Da. Ricci. Da. La ora 12 luni, până marți la ora 12... A, deci la 12 fixează corect? Da. A, păi atunci 2 ore. De două minute, da? Deci se dă de două ore, se rotește de două ori și două minute, da? Da? Două minute. Până miercuri, la ora 12, cu câte minute o ia în față? Două minute. Iar cu două minute. Și două și cu două, patru. Până joi. Până joi știu eu, stați puțin. Șase. Șase. Până vineri. 8. Până sâmbătă la ora 10. 10. Care e răspunsul? 10. Sâmbătă la ora 12, el indică 10. Eu v-am spus 10... din prima 10. Aaa, nu chiar am spus la un moment dat 10, dar mi-a... Dar mi-ai spus în ce zi se întâmplă asta. Am zis 10, pur și simplu la nimereală, că m-au auzit undeva 10. Da? Deci atenție, deci câte două minute la fiecare moment când ieșiți voi la școală. Da. Deci marți ați ieșit la școală, el s-o rotit de două ori, că s-o... și la noi la 12 noaptea s-o rotit, da? Făcut o rotație. De două minute. Iarăși, din marți seara până, din marți la 12 până miercuri la 12, încă două minute. Din miercuri până joi, două minute. Și din joi până vineri, două minute. Deci, de câte ori se cuprinde? 2 în 10. 2 în 10 se cuprinde de 5 ori. Da. Da? Da. Și acum adăugăm încă 5 zile. Da? De luni, dacă punem încă 5 zile, una e până marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Deci sâmbătă la ora 12... Ați făcut pe degete, da. Exact. Am lucrat pe degete. Acum facem problemele astea? Vă rog, gata. Ok. Deci, Ștefania, hai să le ajutăm noi, că deci, nu știu să facă problema, da? Pentru a prepara un litru de suc, se pun 40 de centilitri de sirop și restul apă. Ce cantitate de sirop și ce cantitate de apă se va folosi pentru prepararea a 7 litri de suc?
Deci, din nou? Din nou. Să ne concentrăm. Ștefanie, te rog să notezi tu. Hai, notează pe găiți. Pentru a prepara un litru de suc. Deci, un litru. Da. Suc. Se pun 40 de... 40 centilitri. Centilitri. Se pun 40 de sirop. Da. Și restul apă. Sirop. Și restul apă, restul... Adică trebuie să transformăm în centilitri un litru. Un litru? Da. Și dacă spun în continuu ca să... Nu. Da. Se transformă ca să vedem câte... 100. Deci un litru, de la litru trecem la decilitru, un zero, și apoi centilitru, 2 de zero punem. Deci 100. Deci un litru egal 100... centilitri, da? Da. Centilitri. Din 140 am folosit pentru sirop. Și restul apă. Da? Iar restul, adică... Adică 60. 60 centilitri apă. Da. Ce cantitate de sirop și ce cantitate de apă se va folosi pentru prepararea 7 litri de suc? Păi, nu la 1 litru. Păi, dar adică la 1 litru. Adică 700. Adică 700... Păi cât sirop se va folosi și cât... 700, vor fi 700 de centilitri de suc. Da. Cum să fii 700 de centilitri de suc? Da, păi da, păi da. În total. Așa, în total vor fi așa, de 7 litri suc înseamnă de fapt 700 centilitri, da? Centilitri de suc. Care înseamnă tradus cât în centilitri sirop, cât în centilitri apă. Păi în centilitri sirop ar veni... Sirop? Da, păi asta nu m-a întrebat. Cât va fi sirop și cât va fi apă? 40 ori 7. 40 ori 7, dacă la un litru e 40 și 60 apă. 40 ori 7? Da. 7 ori 0, 0. De 7 ori 0, 0. 7 ori 4, 28. 280 centilitri sirop. Din ce a fost asta? Cum am socotit? Am zis 40 ori 7. Și egal cu 280 centilitri sirop. Da. Și apoi... Păi, Noemi, ne întreabă... Dacă la un litru sunt 40 centilitri sirop și 60 centilitri apă, dar la 7 litri, vor fi de 7 ori mai mult. Da? De 7 ori mai mult sirop și de 7 ori mai mult apă. Că de asta ne-a întrebat. Câtă apă și cât sirop se va folosi? Apă, dacă facem 700 de centilitri, putem face 60 ori 7. Și ne dă 7 ori 0, 7. 7 ori 0, 0. 7 ori 6, 42, da. 42 centilitri, 420 centilitri apă. Cam cum a fost găsit? Am mulțit pe 60 cu 7 și am obținut 420 centilitri. Sau 70 minus 280. 700 minus 280 face 420. Da. Deci tot atât de bine puteam face. Important era să găsim de 7 ori fie siropul, fie apa și după care scădeam de 700 ca să oferam pe cealaltă. Da. Bunicul transferă vinul într-un butoi. Într-un butoi? Da. Dintr-un butoi. Dintr-un butoi în dămigeană de câte 15 litri și în bidoane de câte 5 litri. Știind că a umplut 4 damigene și 13 bidoane și că în butoi au rămas 24 de litri de vin, află ce producție de vin a avut bunicul, adică câți litri... Da. S-a făcut în butoi. Da. Da, deci... Deci, spune că bunicul... Bunicul are butoiul lui. Da, de 15... butoiul. Nu știm ce capacitate are butoiul. Bun. Îl desenăm și noi sub formă de cilindru. Da, dar de acolo transferă în dămigene de câte 15 litri. Deci, și sunt 4 are 15 litri ori
Ori 4. Deoarece sunt 4 de minute. Și face 15 ori 4, fac 60. 60 litri. Da, în damigene. Da? Damigene 60 litri. Apoi în bidoane de câte 5 litri. Câte bidoane de câte 5 litri? 13. 5 ori 13, 5 litri. 5 ori 3, 15. 5 ori 3, 15. 5 ori 1, 15. 1, 6. 65 litri în... În bidoane. În bidoane. Cât a transferat el în clipa asta, Ștefania, în bidoane și în, în damigene? Cât a transferat? Transferat din butoi. 60 cu 65. 125 litri. Da, spune că îi mai rămân după 24 de litri. Adică 125 cu 24. 24 și face 149 litri. Este, s-a aflat în butoi. Întrebarea era, ce producție de vin a avut bunicul? Răspuns, 149 litri. Așa. Le-au pe zinării. Ce? Puțin, te scriu și eu. A, n-ai scris pe acum. Dar copii de la noi. Da. Poți spune? Nu, nu, așteptăm, suntem și noi respectori. Când ne-au făcut, haideți să spunem un lucru. Ne-au făcut probleme cele frumoase. S-o prinsem cu ora aceea la zero. Respectăm. Nu așa? Nu prea ești de acord. Ba, da. Nu prea ești încântată de propunerea mea. Gata. Bun. Repetăm problema. Deci, în butoi se afla o anumită cantitate. Nu știu. Da. Dar, au început să tragă vinul, să-l pună în 4 damigene de 15 litri. Deci au pus 60 de litri. Și în 13 bidoane de câte 5 litri. Și atunci au pus 65 de litri. În total, au tras din butoi 60 cu 65. Înseamnă 125 de litri, da? Da. Și mai rămân în butoi 24. Atunci știm exact că au fost la început. Cantitatea de vin de la început. Am mai departe. Așa, le-au benzinărie, le-au benzinărie, un autoturism este alimentat cu benzină, iar altul cu motorină. Să se afle ce cantitate de combustibil a introdus fiecare conductor auto un conducător. Conducător, așa. A, da. Un conducător auto în rezervorul mașinii sale, știind că un litru de benzină costă 4 lei, iar un litru de motorină costă 5 lei. Șoferul care a alimentat cu benzină, a plătit 168 de lei, iar celălalt 205 lei. Păi este simplu, facem 168. Da, hai să luăm ușor ca să înțelegi, nu e problema. Eu și cu Ștefania n-am înțeles mare lucru. Ok, deci pot citesc din nou? Da. Ok. Da. La o benzinărie... Atenție, la o benzinărie. Un autoturism este alimentat cu benzină și altul cu motorină. Deci bun. Benzină. Și motorină. Da. Da. Ok. Să se afle ce cantitate de combustibil a introdus fiecare conducător auto în rezervorul mașinii sale, știind că un litru de benzină costă 4 lei. Benzină? Poate scrie și eu benzină. Profum. Da. Un litru de benzină costă 4 lei. Un litru benzină e 4 lei. E egal 4 lei. Iar un litru de motorină este 5 lei. Un litru motorină este 5 lei. 5 lei. Și spune că șoferul care a alimentat cu benzină a plătit 168 lei. Deci ăsta cu benzină plătește 168 lei. Iar celălalt a plătit 205 lei. 205 lei. Păi ca să fie simplu, împărțim cel cu benzină împărțim la 168, împărțim la 4. Așa ca să aflăm că poți face eu la tablă? Poftim. Yeah. Deci, 168 împărțim și noi. 168 împărțim la 4. Ștefania ne conduce. 4. Cum zicem, Ștefania? 4 în 16. Ce merge de...
cât ori cât se facă 16? De 4 ori, da? Da. 4 ori 4 e egal cu 16. Trageți. Îl coborăm pe 8, 4, 9, merge de 2 ori. 2 ori. Îl punem 8-ul chiar sub el acolo de coborăm. Da? 4, 9 de 2 ori. Da? 2 ori 4, 8. Și nimic. Deci, la benzină, răspunsul la benzină este cât? 42 litri. Deci, răspunsul, da, răspunsul 42 litri benzină. O fac cu cealaltă sau o fac cu cealaltă? Nu. Litri benzină. Benzină, da? Benzină. Bă. Da. Fac eu sau spetiu? Pătiu? O lăsăm pe... Poate să scriu eu și este de pe noi. Da. O lăsăm tot pe Miami. Pentru motorină. Ca să vedem că se intre motorină? Pentru motorină am plătit 205 împărțit la 5. 205 împărțit la 5. Ștefei, te rog să urmărești. 5 în 20 merge de 5 ori. 5 ori, 5 fac 25. De 4 ori. 4 ori, 4 ori 5, 20. Îl coborăm pe 5. 5 merge de... O dată. 5 pere, împărțim la 5 copii, un măr. Deci cât vine? 41. Deci răspunsul 41 de litri de motorină, da? 41 litri motorină. Întrebarea era cât combustibil s-a cumpărat? Știu eu, 42 cu 41. Păi stai, adică... se aflice cantitate de combustibil a introdus... fiecare conducător auto în rezervorul mașinii sale. Răspunsul. Deci gata. Primul a introdus 43 de litri de benzină. Și celălalt de benzină. Nu mai fac 42 plus 40. Nu mai adunăm. Atât a spus. Fiecare în parte cât a introdus. Ne-ar fi dat 83. Dacă ar fi fost vorba câtă cantitate de combustibil s-a vândut din... Au introdus ambii conducători. Ambii conducători am fi adunat. Da, ștergem. Mai este o problemă? Problemă. Un exercițiu. Hai să vedem. Am știut să... Lasă, îmi spune vechea ca să... Păi, 160... Hai, vei că poți și tu. Deci, 168 litri împărțit 4. Da. Cine dă 42 litri? Da. Și 205 litri. A, gata, știu de aici. 40... Da. Poți să spun? Da, poți să dictezi problema următoare? Nu e problema, e exercițiu. Un exercițiu, pot te rog. Exprimă în grame. 1 supra 4 kilograme. Trebuie să facem deci în grame. Deci 1 supra 4 kilograme egal cu câte grame? Păi cum ne putem da seama că asta nu știu, mai nici eu nu știu să fac cu rosariu. O lăsai? Dacă nu veneau aici, o lăsau. Nu-i corect. Trebuie să înțelegem că trebuie să insistăm. Deci un kilogram, deci nu sunt, unul nu se împarte la patru ușor, nu? Da. De aceea am văzut zuși ieri că transformă în unități mai mici. Deci kilogramul în grame. Câte grame ar însemna un kilogram? Câte grame? Păi urmează hectogram, decagram, și gram. Deci ar fi 3 zero. Adică... Deci un kilogram este egal cu 10. Nu cu 10. Hectograme. Hectograme. Da. Egal cu 100. Decagrame. De g, nu? Nu, e d a g. D a g. Corect. D este decagrame. Da, grame. Da. Da. Și egal cu 1000. 1000 grame. Da. Acum facem 1000 împărțit 4. Sigur că da. Asta vreau să spun. Da? Deci 1000 împărțit la 4. Am transformat în final kilogramul în grame. Că autorul ne întreabă cât înseamnă o pătrime din asta. Păi 1000 împărțit la 4 e de 250 plus de 250. Atât face. Deci 1000, hai să împărțim pe 1000. Da, împărțit la 4, egal cu 4 în 10 de 2 ori 2 ori 4 8 da.
Păi și tu, Ștefan, ia, facem împărțirea asta toată lumea. Deci, 1000 împărțit la 4 egal cu... 2 ori 4, 8. 10 minus 8, 2. Coborâm pe 0. Merge de 5 ori. 5 ori 4, 20. Și îl coborăm pe 0, adică... Care va fi dus. Da. Da. Și 25. Iată, 250 grame. Cât înseamnă un kilogram în părțit la o optime? Cât înseamnă o optime dintr-un kilogram? Optime dintr-un... Aaaa! 1000 împărțit... 1000 împărțit 200 poate? Da, să vedem. 1000 cum să fac eu? Eu să vedem, o să fac eu. Okay. Tu mă conduci. 1000 împărțit la 8 egal cu 8 în 10 merge odată. 8 în 10 odată. 1 ori 8? 8. 8. 2. 2. 20. 20. 8 în 20. Merge de 2 ori. Hai și tu. De 2 ori. Hai și tu, că mă facem o altă problemă. Da? De 2 ori merge. Lucrează. 8 în 20, de 2 ori, de 8, 16, 4, coborâm pe 0, 40, 8 în 40, de 5 ori. 5 ori. 40, așa. Deci 125. 40. Deci 100, o optime dintr-un kilogram înseamnă 125 grame. Da, prof, am o întrebare mai mare. 2 kilograme... 2 kilograme și o doime. Deci 2 kilograme și o doime de... și 1 pe 2 dintr-un kilogram. Așa. Trebuie să transformăm tot în grame. Să vedem cât înseamnă în grame. Da. Cred că facem 2 kilograme, adică 2000 de grame. Deci 2 kilograme, hai să spunem, 2 kilograme înseamnă egal 2000 grame. Plus, cred. Grame, nu grame, g, da? Grame plus 1000. Și o jumătate din kilo, o jumătate de kilogram este egal, dacă un kilogram este 1000, jumătatea cât înseamnă? 500. Da? Deci un kilogram este 1000, Ștefan, da. Da, jumătate înseamnă 500. 500 de grame. Grame. Și acum în total 2 kilograme și o doime. 2 kilograme plus o doime din kilo, de jumătate de kilogram egal cu 2500 grame. Da? Dar dacă ne-aș fi dat în centigrame, dacă ne-aș fi dat în centigrame aici, ar fi fost 25 de centigrame. Atenție, dacă tu ai fi vrut în centigrame, nu ar fi, atunci mai adăugam mai multe. Da. Deci ar fi pentru 10 grame punem un 0 și 10 grame punem încă un 0. Dacă tu ai gândit să tai două 0, te-ai gândit la hectograme. Da. Deci 2500 grame înseamnă egal cu 25 hectograme. Sau 250 decagrame. Sau înseamnă 250 decagrame. Decagrame. Dac, da? Dac. Sau mai înseamnă cât? Tu ai zis în centigrame. În centigrame cât ar înseamnă? În centigrame ar fi... Câte zero le-am mai adăugat? Două. Și de dat 250 de mii. Și este egal cu 250 de mii de cine? 250 de mii de 250 de mii centigrame. Centigrame, da? Vreau să vedem cât înseamnă. Vă rog să notați cât înseamnă 3 16 din 1 kilogram și 3 pătrimi din kilogram. Deci cât înseamnă 3 16 dintr-un kilogram și 3 pătrimi dintr-un kilogram?
Păi e simplu, e relativ simplu. Adică? Păi facem 1000 de kilogram. Deci un kilogram este egal cu 1000 de grame. Grame. Mergem la grame, da? 1000 de grame plus 3... Ce înseamnă 3 pătrimi dintr-un kilogram? Adică 3000 de grame împărțit la 4. Nu. Nu? Păi așa. 3000 de grame împărțit la 4? Da. Așa. În paranteză. Am înțeles. De fapt, o mie de grame împărțit la 4 și mulțesc cu 3, deci 3000 de grame ar fi. Da. E zis bine. Da. 3 pătrimi dintr-un kilogram este de parcă aș spune 3 pătrimi, zicem, 3 pătrimi din 1000 grame, că asta înseamnă, nu? Dintr-o mie de grame, înseamnă de fapt 3000 grame împărțit la 4. Cât face 3000 de grame împărțit la 4? Merge ca 4 în 30. Merge de 7 ori. 7 ori 4, Ștefania. 28. Da. 30 minus. Și rămâne 8 din 10, 2. Sau 30 minus 28, 2. Punem un 0. 4 în 20. De 5 ori, nu? Am mai văzut, nu? 5 ori 4, 20. Așa, și 0, care o ducem? La 750. Deci, 3 pătrimi dintr-un kilogram înseamnă 750 de grame. Acum, adunăm 1000 de grame cu 750. Și ne dă 1750. Și atunci, un kilogram și 3 pătrimi din 1 kilogram este egal, am înțeles eu acum, că este egal cu 1000 grame plus 750 de grame, care înseamnă în final 1750 grame. Și acum trebuie să aflați 3/16 din ăsta. Din 1750. Da. 3/16. Deci vreau să aflăm 3/16 din 1750 grame. Păi facem 1750 împărțit la 16. Și prima mulțim cu 3. Da. Ia să vedem. Poftim. Deci, 1750 împărțit la 16. Deci ai scăzut 1, deci 16, 6 din 7, 1, nimic. Ai cobărt un 5, nu cobăr două dată. Nu? Câte o cifră? De unde știi tu la împărțire că se face așa? Merge de 0. 0 ori, important. De 0. Coborând și cealaltă. O secundă. De dacă merge de 0 ori, când mulțești faci 0 și rămâi tot 15. Și acum adăugăm. Nu mai scriu? Nu mai are rost. A. Deci nu mai are rost. Poftim? Nu ți-e clar? Nu mi-e să aici. Hai să vedem. Să vedem ce. 16 în 150 de câte ori se mai are goaie? M-am gândit de 5 ori. De 5 ori? Ia să vedem. Nu? Ia să vedem. 5. 5 ori 6, 30, 0 și 3. 5 ori 1, 5. Nu, da. Faci 80. Mai mult până la 150. Am să zic cu 10. Apoi m-a da, doar că restul... Nu, dacă zici de 10 ori, fac o 60, da. Depășește. Profu, dar restul nu dau cu 0 la final. E, aici e problemă complicată. Deci a ieșit ceva greșit. Nu... Le dă cu S.
Da, asta e poveste. Deci, practicat ce cureți? Ceva, nu-i problemă. E ceva greșit? Sau așa e problema netăcută? Nu, suntem într-o situație grea. De aceea, împărțirea asta nu se poate face, nu? Că ați văzut, nu se poate face. Ce să facem? Ce să facem? Mă gândesc să transformăm gramele într-un submultiplu, în decigrame. Da. Și să vedem, atunci poate să împarte bine. 1750 de grame să le transformăm în decigrame. Nu decagrame. În decigrame mai mici. Scădem un zero. Dacă e mai mic, mai multe. Ok. Păi dacă e... Da. Dacă e decigramă, e mai mic și sunt mai multe decigrame, da? Deci mai adăugăm un zero. Da. Deci încercăm ce împărțire? Mai și 17.500. Așa. Deci egal ăsta cu 17.500 decigrame. Da. Decigrame. Deci, Ștefania, de ce este așa? Pentru că... Vin cu sunt multiplu, nu? Da, așa. Și imediat mai mic și am mulțit cu 10, da? Da. Și acum să vedem, ăsta se împarte la 16. Deci avem situația asta. 17.500. 500, da? 500, dacă sunt la 16. Da, tot 15. Da? Cum am făcut ea? Deci 16 odată, 1, 16, 16, a rămas 1. A coborât pe 5, 15 și merge de 0 ori. 16 în 15 merge de 0 ori. A adăugat încă un 0 și merge ca 16 în 100. E 0 ăsta a venit acum, nu? Da. 0 ăsta. Așa. Cât vine acolo? 16 în 150, de câte ori să meargă? De 3. De 3 ori? Mai de 3 ori de e puțin. 4. De 4 ori? În 150, dacă e de 4 ori, 4, 6, 24, 4, 1, 4. Deci eu zic că merge, dacă ar fi de 10 ori, s-ar aproape de 150, nu? Că face 160. De 3 ori. De 3 ori? Păi, dar de 4 ori e prea mult. E pune de 3 ori dacă vrei tu așa. Ce zici? 3 ori 6? 3 ori 6, 2, 8. 18. 8 scriu 1 rețin, 3 ori 1, 3 și cu 1 rețin 4. Așa. Și... Ia să scade, să vezi cât îți dă. 8 din 10. Este bun acolo 8. Nu, nu-i bun. E 8 de 3 ori. Păi de ce este de 3 ori? Nu știu că mi-e bun. Tu ai vrut, neam. Tu ai vrut. De 30 de ori. Nu de 30 de ori. De 8 ori. Auzi? De 8 ori. El zice de 8 ori. Ia să vedem de 8 ori ce este. Hai să facem. 8 ori 6. 6 ori 8. 6 ori 8. 48. 48. 8 scriu 4 rețile. 8 ori 10. 2 scriu 1 rețin. Și 12 scrie. Da. Acum merge. Ia să vedem. Da, de 9 ori? Ia să vedem cât de la căderea asta. 8 din 10. 8 din 10, 2. 3 minus... 4 minus 2, 2. E bine așa de 8 ori? Dacă de 9 ori. E 22 e mai mare decât 16. De 9 ori. Deci 9 ori merge chiar. De 9 ori. Și zice... Și am scris de 3 ori. Tu îți dai seama ce mi-ai făcut acolo. Ai pentru tine. Așa am tăcurești. Deci 6 ori 9, 54. 9 ori 6, 54, da? 4 da. Scriu 5 rețin. 14 4 scriu 1 rețin. Da. 6, da. Așa. Și vine cât? Aici vine... Bine se face. Da? 6. După așa, 0 și 0. Este atent. Anul bine, suntem în direct. Da? Da. 6. Ei bine,
Rest 6. Suntem tot într-o situație dificilă. Dificilă că nu se poate exact. Dar nu rest. O să dă nouă rest 6. Nu-mi place deloc. E greșită. Înseamnă... Nu-i greșită? E greșită. Avem arme. Ne descurcăm. Atunci trebuie să le transformăm în centigrame. Asta e. Mergem și mai jos. Centigrame. Deci 17.500 decigrame egal cu câte? Păi că mergem mai jos, nu... Așa? De sus în jos, nu... Pun? Când mergem în jos, pune că mai mici alea. Da. Mai punem un zero. Mai punem unul. Păi de la decigrame, da. Centigrame, miligrame. Da. Deci mergem, de la gram am mers mai jos, am mai adăugat un zero, nu? Da. Și acum mai adăugăm un zero. Zice 17.000 sau 175.000. Până aici? Nu, până acolo. Până aici, egal mai departe. Hai. A, egal... 17. 175.000, vorbește tu. Da, 175.000. Ce sunt astea? Centigrame. Centigrame. Și acum încercăm. Poate se împarte acum. Da. Centigrame. Ei. Deci începem iarăși bătălia asta mare, până când reușim să împărțim exact. Și eu asta. Așa. Împărțim la 16. Mai punem 0, da. A. Deci, acolo încă un 0, da. Merge o dată. Mai scrie? Păi, merge cât? Mai scrie un 0? Nu mai scrie 0, pe timpul. Punem acolo. Merge de 9 ori. De 9 ori. 9, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 9, 10, 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
L-ai coborât pe ăsta acum aici. Da. 60. 16 în 60? 60? Păi... Fac veni de 10 ori. Dacă e de 10 ori, niciodată de 10 ori n-am auzit. A, nu de 10 ori. E o cifră, nu? 16. A, 1 în 6. De ce un 6 ori, dar fiecare pe 6 după el? Cam mai puțin de 6. De 4. De 4 ori, hai să încercăm 4. 4. 4 ori 6. Lasă-mă și noi să muncim aici. De ce încerc 4? 4 ori 6. 4 ori 6, 24. Facem mulți mai multe, da? Da, 4 cu 2 rețin. 4 și cu 2, 6. Corect. De mai puține? Mai puține? De 3 ori. De 3 ori, sigur că da. De 3 ori. Și acum zice 3 ori 6. 3 ori 6, 18, 8, 1 rețin, 4. Așa. 8 din 10. 2. 2 și aici 11. Mai avem 0 ora. Și mai zice de 2. Nu, 16, că dacă e 60. 120. Da. Ai emoții, de ce ai de 100? Nu, că dacă e 60 și de asta am zis că... Hai, 16 în 120. Cam cât? Să ne dea cu 0 la sfârșit. Să ne dea cu 0? Bine ar fi să ne dea, dacă nu ne dă. Nu ne dă. Nu? Nu. Că normal, singura variantă ar fi cu 5. Și 5 ori 6, 30, 0 scriu 3 rețin, 5 cu 1, 1, 5 cu 3, 8. Și nu da, nu merge. Cum era mai jos? 4, deci, sigur ne dă cu rest, nu? Asta, da, Rice, nu? Da. Se sizează că ne dă cu rest. Și suntem înnebuniți, că vrem să se întâmple odată să facă împărțirea exact. Era în grame, n-a mers. În decigrame și n-a mers. În centigrame și n-a mers. Mai avem o variantă. Să le ducem la ce? Mii
miligrame. Ia să vedem. Încă un zero. Deci vine 175 urmat de câte zero? 175, da. Urmat de 1, 2, 3, 4. Ei, dragilor, veți vedea că acum o să meargă împărțirea. Da? Citește. Citește, nu. Ia, citește. Hai. Am uitat că se citea. Poți să spui eu. Lasă. Hai aici cum am citit? 175.000? 175.000. Bun. Ștefania, ia să vedem. Acum... Eu... Dar și mă, lasă-mă în pace. Hai mă. Deci, unități, zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii. Milioane! Bun, 1.750.000. Da? 1.750.000. Împărțit 1.000.000, dacă vrei să scrii tu așa, de miligrame. Da? Și acum veți vedea că avem șansă să împărțim la 16. Și pe urmă mulțim cu cât? Cu 3. Pentru că eu am zis 3,16 din cât am zis eu acolo? Din 1 kg și 750 de grame. Ne oprim aici. Rămâne să terminați tema asta. Aici, mai aveți încă una, când Gigel s-a trezit la ora 8 și... Eu am făcut-o. Da? 8 și... Nu știu cât am zis acolo. Și s-a... Nu, s-a adormit la ora 8 și... Da. Și s-a trezit la 6 și, sau 7 dimineața, da, minute și secunde. Și cât a dormit ea? Da. Da. Poți să spun? Mergem. Da. Nu, să spui când încheiem lecția. Da. Deci, spui că încheiem lecția, zici. Încheiem lecția. Bă, nu așa, mă! La revedere, dragilor! La revedere, dragilor! Așa, și pe curând vă așteptăm din nou la lecția noastră. Da? Ai închis aici? Ai închis? Da.